mai faci prostii și pe bătaie să mai bați, că după aia ajungi la pușcărie. S-a înțeles? Domnul polițist, o să fiu cu minte. Sunt cu ochii pe tine. Băi, PC! Mama lui Vasile, tu ești? Da, vecinul, m-am îmbătrânit la pușcărie. Băi, vecinul, dar ce frumos ai tatuat. Hai că futurile înțeleg, dar semnele alea ce înseamnă acolo pe mâna ta? Asta? Asta este semnul nostru la pușcărie. Înseamnă singur între patru pereți. Uite. A, am înțeles, singur între patru pereți. Păi și semnul ăla la gât acolo ce înseamnă? Asta? Asta înseamnă Vasile, vă! Să nu uiți niciodată cine mi-a trimis la pușcărie. Vecina, dar ce ai cu Vasile? Că săracul a strâns bani să se scoate de la pușcărie. Vasile? Vasile n-a fost niciodată la pușcare să mă vadă. Am ieșit de la bună purtare. E sigură mama lui Vasile? Pentru că Vasile a venit la mine cu niște lănțișoare și pantofi să facă bani să se scoată pe tine de la pușcărie. Vasile, ai început să vând lucruri din casă. Îl omor. Mulțumesc. Mă duc acasă. În sfârșit o decizie bună, vecină. Ăla trebuia omorât de mult. Paulu, Vasile. Vasile, ai început să te uiți la film de porno. Vasile. Mi-ai lăsat să mă îmbătrânesc acolo la pușcărie. N-ai venit nici o zi să mă vezi, Vasile. Nu, mami, am încercat să vin acolo, dar am fost la școală. Am fost la școală. Taci, dracu, handicapatule. Dar, mami, ce-i mâna ta acolo? Știi ce înseamnă asta? Da, știu, mami, înseamnă singur între patru băieți. Asta înseamnă singur între patru pereți, handicapatule. Eu nu știu de unde te-am găsit, Vasile. Vasile, unde este televizorul? Nu mai avem televizorul acasă? Televizorul? Mami, știi că nu prea folosim televizor și am vrut să strâng banii să te scot la pușcărie. Ai vândut televizorul meu! Mami, nu? Vasile! Să mai faci prostii și pe Vasile să mai bați, că după aia ajungi la pușcărie. S-a înțeles? Domnul polițist, o să fiu cu minte. Vasile, te iert acum, dar mâine nu te scap, pentru că astăzi este Paște. Du-te acolo și vopsește ouăle pentru Paște. Hai, du-te! Mami, care ouăle? Dacă nu vrei să te ia mama dracu acum, du-te, fugi chiar acum și vopsește ouăle. Cioara prăjită. Uite ce jengos e casa mea. Arată ca casa de nebun. Vasile! Da, mami. Ai terminat de vopsit ouăle? Am încercat să le schimb culorile, dar nu merge. Vasile! Ai vopsit? Ouița mea patrate, mami, dar tot negri sunt. Vasile! Mami! Ce faci mai tu acolo? Nu vezi că e 8 din iată, de ce nu te duci la școală? Mami, nu mă simt bine. Ești bolnav. Ah, Vasile, bolnav. Hai să mă duc să iau pastile. Dar unde nu te simt bine? Nu mă simt bine la școală. Handicapatule. Dacă nu vrei să te ia mama dracu, hai la școală. Mă duc jos să iau ceva la magazin. Nu vreau să te vad când o să mă întorc acasă. Hai, du-te la școală. Domnul polițist! Oh, mama lui Vasile, să rămână. Poți să mă aștept 2 minute, mă duc la magazin. Ok, vă aștept. Domnul polițist! Da, mama lui Vasile. Pentru că ai comportat foarte frumos cu mine când am fost la pușcărie, hai să bem o bere. Ce frumos din partea ta. Noroc. Ce faci cu telefonul? Vezi că te-am filmat. Dacă vreodată te sună Vasile să vină să mă arestez. Cu filmuletul ăsta o să arăți șefului tău. Nu, 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 nu. Știi că prima oară a fost o neînțelegere. Poți să-l bați pe Vasile cât vrei tu, poți să-l bați. Perfect. Vasile! Da, mami. Proprietarul este în drum spre noi, pentru că n-am plătit chiria de 6 luni și n-am niciun ban. Dacă vine el, te rog frumos, mergi la ușă și spune că nu sunt acasă. Sunt la pușcărie, n-am întors acasă. Ai înțeles, Vasile? Da, madame, înțeles. Bine, hai, du-te. Vasile! Da, mami. Cred că a venit. Du-te, du-te, du-te. Ok. Vasile, mama ta unde este? Mama mea nu este acasă. E sigur că mama ta nu este acasă? Stai să verific. Mami, te caută proprietarul. Handicapatule, ce ți-am zis? Spune că eu nu sunt acasă. Ce pistă, măsi. Unde este mama ta? Te rog frumos, mama a zis să-i spun că ea nu este acasă. Mă rog, du-te, nu vreau să mă bate mama, te rog. Eu sau tata, cine îți place mai mult? Vă plac pe amândoi. Nu cred. Jur, mami. Ok, dacă eu mă duc la Berlin și tata se duce la Paris, unde mergi?
O să mă duc la Paris. Vezi? Asta înseamnă că îți place pe tata mai mult. Nu, pentru că îmi place la Paris. Ok, dacă eu mă duc la Paris și tata se duce la Berlin, unde mergi? O să mă duc la Berlin. De ce Berlin? De ce nu vii cu mine la Paris? Pentru că am fost deja la Paris. Handicapatule, pleacă de aici! Cioara prăjit! Ia, ne-am dat, dracu, Vasile Lăutaru. Ce faci, mă, acolo? Vasilică, de când știi tu să cânti la pian, bă, tată, bă? Da, vecinu, știu să cânt. Nu mai vreau să iau bani de la mama și nu mai vreau să fur. Vasile este independent, am hotărât să cânt la pian. Știi? Bravo, bă, Vasile. Fii atent, dacă îmi cânti și mie ceva frumos, îți dau 10 lei. Ia să te aud. Dedicație pentru vecinul! Cânt în completul ăsta. How I wonder. Vasile, fără voce, bă, fără voce. Vasile, ești talentat, tată, bravo. Bravo, ție. Bravo. Ia-ți bănuții, Vasile. Vecinu, mulțumesc. Mulțumesc, vecinu. Vasile, tu nu cânti pe bune, tu umbli cu cioara vopsită? Scuze, vecinu. Iată tu banii aia înapoi încoa. Hai, hai, puh, era al drac.